Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați revenit la transmisiunea noastră directă de la Sports Festival. Numele meu este Sorin Păslaru, sunt redactor șef la Ziarul Financiar și sunt astăzi moderator la sesiunea de, iată, transmisiune în direct împreună cu mari sportivi, foști mari sportivi, antrenori, oameni implicați în sport, oameni de business. Dezbatem aici cum putem dezvolta mișcarea sportivă în România la Sports Festival, a doua ediție la Cluj-Napoca, un festival unde vin tinerii dar și să practice sport, dar și oameni din mișcarea sportivă pentru a discuta, cum spuneam, dezvoltarea sportului de masă, dar și de performanță în România. Stăm de vorbă acum cu domnul Mihai Covaliu, fost scrimer român, laureat cu aur la Jocurile Olimpice din 2000 și bronz la Olimpiada din 2008 și campion mondial în 2005, în prezent președintele Federației, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Stimate domnule Covaliu, cum vedeți un astfel de festival? Iată. E o idee extraordinară, dar înainte să încep, aș vrea să te felicit pentru proiectul pe care l-ai lansat, acela cu la fiecare supermarket un teren de sport. Mi se pare o inițiativă extraordinară și este încă o idee care vine în sprijinul sportului și în sprijinul practicării mișcării de orice fel. Foarte, foarte bună ideea, foarte bun proiectul și mi-aș dori cât mai mulți primari, autorități locale care dau acea semnătură pentru a se face un supermarket, un mall, un magazin, să nu lase constructorul să înceapă proiectul până nu își ia angajamentul ferm că face și un teren de sport. Ar fi extraordinar. Da, pentru că mulțumesc foarte mult și am pornit de la ideea că nu shopping center-ul, mall-ul sau retail-ul, magazinul, supermarketul este centrul comunității, cum era fântâna acum 100 de ani la sate, unde venea toată lumea, nu? După apă, acum te duci la Mega Image, de ce să nu fie, sau alt retailer și să fie acolo și un teren de basket, o, cât de cât, să ne gândim la această, în centrul comunității să fie mișcarea sportivă, posibilitatea de a oferi copiilor, tinerilor și tuturor posibilitatea de a face sport. Stimate domnule Covaliu, iată, cum suntem astăzi din punct de vedere al mișcării sportive, baza de selecție, ce rol poate avea un astfel de festival în impulsionarea mișcării sportive de masă și apoi cu rezultate la nivel de performanță? E clar că avem nevoie de sportul de masă, avem nevoie de astfel de proiecte, iar Sports Festival este un proiect care poate fi dat exemplu tuturor orașelor, tuturor comunităților din România pentru a promova sportul, pentru a promova mișcarea, pentru a promova un stil de viață sănătos. Dacă vorbesc de pe poziția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, ar trebui să vorbesc despre performanță, ar trebui să vorbesc despre medalii. Dar aceste medalii și această performanță nu poate fi făcută fără a avea baza solidă, fără a avea un sport de masă, un sistem care să producă această performanță odată cu trecerea anilor. Și de aceea am venit la Cluj, de aceea am venit la Sports Festival pentru a propune un nou proiect, pentru a propune o idee de a face o nouă oră de sport, da? Pentru că ne dorim ca toți copiii noștri, în momentul în care merg la școală, să facă și mișcare. Pe lângă educație, pe lângă ceea ce se întâmplă în fiecare zi la școală, avem nevoie și de mișcare, avem nevoie să știm să alergăm. Copiii noștri trebuie să fie copii activi, să fie copii sănătoși, pentru că doar așa ei vor avea un tonus mai bun, vor fi mai productivi în ceea ce privește, hai să spunem, aplecarea către studiu, da? Și Sports Festival și noua oră de sport, eu cred că este o sămânță care va încolți frumos peste ani și ani.
Deci propuneți o încă o oră de sport în învățământul gimnazial, liceal? Nu încă o oră de sport, ci o nouă oră de sport, o nouă abordare așa. A orei de sport. Da? Am venit la Sports Festival cu un proiect cu două discipline sportive. Da? Cu scrimă, care e, hai să zicem, un sport foarte cunoscut în România. Este ultima disciplină care a adus o medalie olimpică la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de la Rio. Este un sport care poate fi practicat și în aer liber afară, dar poate fi practicat și într-o sală de sport. Cealaltă propunere este un sport de iarnă, o disciplină care se practică mai ales iarna și vorbim aici de biatlon. Ce este foarte important că aceste discipline dezvoltă anumite abilități, dezvoltă anumite calități pe care orice copil trebuie să le aibă, și anume coordonare, echilibru, respirație și în primul și în primul rând atenție, focus, concentrare. Iar aceste două discipline oferă din plin exerciții, elemente care să îl conducă pe copil către aceste aptitudini, către dezvoltarea acestor calități. Mai sunt și altele, aceasta este o propunere pilot, deocamdată, sigur, suntem deschiși și eu cred că fiecare poate să-și aducă contribuția la această idee. A spus că ați început să faceți scrimă după o prezentare la școală. Cum pot fi readuși antrenorii să selecteze copiii în școli? Cât se mai practică această chestiune astăzi? Să meargă, nu, antrenorii de diverse discipline sportive să caute copii pentru performanță? Se poate face și în felul acesta. Vorbim aici de selecție, da? Vorbim aici de acea selecție în care un antrenor merge într-o școală și prezintă sportul respectiv. Beneficiile pe care le aduce și unde poți să ajungi dacă, de exemplu, faci scrimă, unde poți să ajungi dacă faci judo, în primul rând vorbim de beneficii. Dar în același timp putem vorbi ca și abordare în ora de sport de prezentarea cât mai multe discipline sportive. Și aici, așa cum am spus mai devreme, nu știu câți copii știu în clasele 1-a, 2-a, 3-a, 4-a despre biatlon și despre ce anume înseamnă biatlonul, ce dezvoltă biatlonul, la fel despre scrimă. Dar dacă gândim un proiect de conștientizare, de alfabetizare prin sport a copiilor în primii ani de studiu la școală, eu spun că atunci copiii noștri vor fi mult mai tentați de a alege un sport, de a merge și de a face un sport. E foarte important aici rolul profesorului și rolul părintelui, pentru că dacă în trecut copiii se duceau singuri la sport, astăzi acest lucru se întâmplă din ce în ce mai rar, iar rolul părintelui este unul decisiv în ceea ce privește, hai să spunem, formarea, construcția viitorului adolescent, viitorului copilului lor în societate. E o mare responsabilitate și de aceea trebuie să oferim exemple ori de câte ori putem pentru a practica sport și pentru a îndruma și a-i susține pe copii în practicarea unei discipline sportive. Ce mesaj aveți pentru părinți? Nu? Părinții se gândesc, domnule, cum să fac astfel încât să-l îndrum spre o activitate sportivă, să-și aleagă ceea ce îi se potrivește, cum, așa ca un profesionist, ce le-ați putea spune părinților care se gândesc să-și îndrume copiii pentru sport, poate nu neapărat pentru performanță, dar și practicarea intensă a sportului? Pentru că vorbim de olimpism, de Jocurile Olimpice, știm că deviza Jocurilor Olimpice este citius, altius, fortius. Mai repede, mai sus, mai puternic. Sunt lucruri pe care toată lumea astăzi le dorește de la un angajat, de la el ar trebui să-și dorească acest lucru. Copilul nostru poate
fi olimpic și este olimpic în momentul în care noi îl îndrumăm către un sport, noi îl îndrumăm către mișcare. E foarte important și nu trebuie să ne gândim neapărat la performanță. Copilul nostru trebuie să ajungă să câștige medalia de aur. Nu, copilul nostru trebuie să fie pregătit din punct de vedere sportiv, mental, fizic, pentru a face față provocărilor pe care le găsim de zi cu zi în viață. Și introducând și sportul, încercând cu copilul nostru diferite variante de sport, diferite discipline, sunt absolut convins că la un moment dat copilul va îndrăgi ceva, va găsi ceva care să spună, da, îmi place, mi se potrivește, vreau să încerc, vreau să-l practic. Pentru că în cazul meu nici nu m-am gândit vreodată că voi ajunge la scrimă, că voi putea face scrimă sau nici măcar nu știam până în clasa a treia când am fost selecționat la scrimă, ce aia scrimă. Dar știam să alerg, știam să arunc cu mingea, știam să not, știam să joc fotbal, știam să joc tenis de masă și toate aceste abilități pe care le-am dobândit m-au ajutat după aceea să fac scrimă. Deci iată rețeta. Dacă alergi, știi, joci fotbal de masă. Dacă faci mișcare, dacă testezi cât mai multe discipline, pentru că este imposibil să nu găsești ceva care să te atragă, care să ți se potrivească. Și după aceea putem vorbi de campion, dar în primul și în primul rând, așa cum știți, bătălia este a ta cu tine însuți. Asta este cel mai greu meci. Asta este cea mai grea luptă. Sportul te învață tocmai acest lucru, să-ți dorești de la tine mai mult, să fii mai bun, să fii mai puternic, să vrei să fii mai sus și în momentul acesta poți să faci orice îți propui în viață. Dacă începi pe drumul ăsta, dacă ești condus pe drumul acesta, sunt absolut convins că vei ajunge și la performanță. În această bătălie continuă de ani de zile, atac cu tine însuși și lupta aceasta interioară zi cu zi, când ajungi la cel mai înalt nivel, medalii de aur la olimpiadă, cum este? Ce energie îți dă ca sportiv? Cum o percepi? Vii după aceea la Sports Festival și cobori în mijlocul copiilor, oferi exemplul tău copiilor și cel mai important pentru copil este să te vadă că participi la acțiunile pe care le recomanzi, da? Să te vadă că participi și tu acolo cu el, că alergi și tu, că arunci la țintă, că mergi la not, că joci tenis, că joci fotbal. În momentul acela când copilul tău te vede pe tine că iubești sportul, că știi să alergi, că știi să arunci, că știi să sari un gard, atunci cumva îl obligi, îl capacitezi și pe el să facă aceste lucruri. Acolo sunt jocurile olimpice, nu? În iarbă, la fotbal, pe plajă, la bucuria mișcării, de fapt. De acolo pleacă tot. Exact, și dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, puțin mai încolo avem o nouă oră de sport pe care o propunem, un proiect în care sunt campioni olimpici, e Camelia Potec, e Loredana Dinu, e Eva Tofalvi, care a participat la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice. Sunt acolo, au venit în mijlocul copiilor pentru a le povesti despre sportul în care ei au făcut performanță și pentru a se juca cu copiii, pentru a-i determina să vină să facă sport, să facă mișcare. Și pe ei, dar și pe părinții lor. În încheierea discuției noastre, ce ne puteți spune despre Olimpiada care urmează, nu, Jocurile Olimpice care urmează la Tokyo, unde poate aștepta România medalii, pe ce pariem, canotaj, tenis, gimnastică, scrimă, haltere, lupte, cum suntem cu pregătirea, ce alte acțiuni aveți astăzi? Ai spus de Olimpiadă, trebuie clarificat foarte, foarte bine pentru toată lumea. Olimpiada este perioada dintre cele două ediții ale Jocurilor Olimpice. Jocurile. Da, e foarte important. Și e perioada, dacă vreți, cea mai frumoasă, pentru că este perioada de pregătire, este perioada
de zi cu zi în care nu faci decât să îți urmărești scopul, să urmărești momentul în care vei ajunge la Jocurile Olimpice și acolo, practic, vei face ceea ce te-ai pregătit să faci în toată această perioadă. Iar la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, care se va desfășura anul viitor, la Tokyo, în Japonia, mizăm pe 7-8 discipline, care sunt cele mai valoroase în momentul acesta. De aceea am și creat acest program al Comitetului Olimpic Sportiv Român, care se cheamă Samurai 2020. De ce? Pentru că samurai respectă un anumit cod de onoare, așa ne dorim și de la sportivii noștri să concureze cu onoare, cu fair play, să se pregătească pentru acest moment. Așa cum am spus, sunt cei mai buni, vor participa la aceste Jocuri Olimpice, cei mai buni sportivi din România, care au trecut în prealabil de o calificare foarte, foarte dură, care e din ce în ce mai dură. Nivelul competitiv este unul foarte ridicat. Mizăm pe o echipă de 90-100 de sportivi, iar în ceea ce privește numărul de medalii, cine e familiarizat cu ceea ce se întâmplă la Jocurile Olimpice și cu gradul de dificultate al competiției și cu încărcătura psihică de la o competiție de această învergură, vor reuși acolo doar cei mai buni, doar cei care își vor controla emoțiile. Și eu sper ca din acest program Samurai 2020 pe care noi îl avem, cât mai mulți sportivi să reușească să-și împlinească visul, să urce pe podium și să câștige medalii. Un număr exact este foarte, foarte dificil de spus. Dar aveți un obiectiv? Mai mult de 5? Câte au fost 5 medalii în Rio? Tot timpul eu cel puțin mi-am pus obiective foarte, foarte îndrăznețe și mie mi-ar plăcea foarte tare să numărul de medalii să fie alcătuit din două cifre. Dar, repet, este un obiectiv care eu cel puțin mi-l doresc și sunt convins că și sportivii care participă la Jocurile Olimpice vor face tot ceea ce depinde de ei și vor reuși să se autodepășească cu ocazia Jocurilor Olimpice. E foarte important. Și atunci vor veni și performanțele și medaliile. Ambiții mari și, în sfârșit, ultima întrebare. Acest festival, iată, propune și o discuție despre cum pot fi aduși mai mult partenerii, companiile multinaționale, antreprenorii români să sprijine mișcarea sportivă, se bucură și acest festival de parteneriate. Cum poate, ce trebuie schimbat, cum putem într-adevăr prezenta sportul ca o linie, un obiectiv de parteneriat pentru businessul românesc? Da, e foarte lăudabilă această inițiativă și îi felicit pe toți cei care s-au implicat în acest proiect, în Sports Festival. Sunt oameni care conștientizează importanța sportului și a mișcării în societate. Și iată că ceea ce se întâmplă aici la Cluj de ceva vreme este exact ceea ce mi-aș dori să se întâmple peste tot în țară. Faptul că Cluj organizează competiții de înalt nivel, faptul că sunt asemenea proiecte în Cluj, nu face decât să întărească această legătură între sport, activitatea sportivă și oamenii care își doresc să fie alături și în parteneriat cu acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Aplauze pentru domnul președinte! O întrebare, da, din public? Domnule Covaliu, România are 308 medalii la Jocurile Olimpice. 7, 307. Exact. Are o singură medalie la Jocurile Olimpice de iarnă în 1968 la Grenoble. În altă sunt proveniți dintr-o zonă, din zona Brașovului. Ce credeți că se poate face să aducem niște medalii și la Jocurile Olimpice de iarnă, amintind ceasul de Martovalului, care a fost de-a promis să participe?
Îmi permite să reiau eu întrebarea ca să audă și cei care ne urmăresc pe Facebook. Cum putem face să avem mai multe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă, doar una până acum, față de peste 300 la Jocurile Olimpice de vară? Da, în acest sens am demarat, să spunem, un proiect foarte, foarte îndrăzneț, foarte important. După ce în 2013 am organizat un festival olimpic al tineretului european, o competiție multisport la Brașov, în zona Brașovului, în 2024 ne dorim să aducem o altă competiție, Jocurile Olimpice de tineret de această dată, competiție multisport, competiție internațională, tot în zona Brașovului, pentru că avem infrastructura de atunci, din 2013, sigur trebuie updatată la nivelul 2024, dar pentru a răspunde direct la întrebare, avem nevoie de a atrage competiții în România și de a avea specialiști în sport. În sensul acesta am creat deja un program pentru Beijing 2022. Deja avem loturi olimpice cu sportivi care se află în vederea noastră pentru 2022. Sunt oameni care deja știu ce au de făcut pentru a-i ajuta pe acest sportiv să urce pe podium. Și aici vă pot spune de bob, vă pot spune de sanie, vă pot spune de biatlon și sărituri cu schiurile. Deci dacă era samurai pentru Tokyo, acum avem, nu știu ce încă spunem. Nu i-am dat un nume, trebuie dar ne gândim. Trebuie să-i dați un nume tot din sugestiv, sportul exact. Chinezesc de profil. Bine, mulțumesc! Mulțumesc și eu! Succes tuturor și veniți la sport! Mulțumesc. În câteva minute reluăm transmisia de aici, în direct, cu cel mai așteptat, nu, invitat al zilei.